proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Într-o curte presărată cu flori parfumate, pe Calea Victoriei, peste drum de Academia Română, se înalță o maestoasă biserică, Sfântul Nicolae Tabacu. Biserica aceasta o cunoaștem din documentele istorice încă din secolul al XVIII-lea, când era o mahala de la marginea orașului București. O biserică din lemn era aici atunci, pe la 1750, iar mai târziu ea a fost preluată ca un copil de care au avut grijă de niște boieri, de niște oameni înstăriți, numiți jupâni atunci, așa apare și pe pisania din fața bisericii, dintre care doi erau numiți jupân Dima Tabacu și Drăghici Tabacu, era numele lor. Pentru că ei aveau grijă de această biserică, lumea cu siguranță i-a spus în felul acesta, pe lângă numele ei propriu zis, care a fost întotdeauna închinat Sfântului Ierarh Nicolae din Miralichii, acela pe care îl sărbătorim în data de 6 decembrie și pe care îl iubesc și copiii, dar și adulții. Biserica inițială din lemn, degradându-se cu trecerea timpului, oamenii din jurul ei au simțit nevoia să construiască una nouă. Și la 1864 a fost construită această biserică în care ne aflăm acum, din zid, care a rezistat destul de bine, a fost și consolidată între timp, restaurată în mai multe rânduri pe parcursul secolului trecut. Biserica a fost pictată la începutul secolului 20, însă în timp s-a deteriorat și urmează să fie restaurată. Catapeteasma datează încă de la sfârșitul secolului 19. Icoanele împărătești frecate în metal argintat au un impact uluitor asupra celui care li se închină cu evlavie. În Biserica Sfântul Nicolae Tabacu, slujba religioasă se oficiază atât în limba română cât și în limba slavonă. În biserica noastră avem de curând un oaspete de seamă în persoana Sfântului Serafim de Sarov. A trăit în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea în Rusia, i-a ajutat pe mulți oameni. A fost cunoscut ca un sfânt ascet, care era aspru cu sine însuși, dar foarte blând cu ceilalți. Preafericitul Patriarh Kiril al Moscovei a dăruit într-o vizită făcută Preafericitului Daniel, Patriarh al României, părticele din moaștele Sfântului Serafim de Sarov, un pusnic rus cunoscut ca autor al unor întâmplări minunate, atât în timpul vieții sale, cât și după trecerea la cele veșnice. Este prăznuit în ziua de 2 ianuarie. Moaștele sale au fost găsite în anul 1903. Iată că sfinții nu au etnie. Sfinții nu au neapărat teritorii bine definite. Sfinții, oricare le-ar fi fost originea în lumea pământeană, mijlocesc în cer pentru oricine se roagă cu iubire și credință. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.